am auzit o bubuitură puternică și geamul acesta l-am găsit spart. A fost semnul care i-a dat fiori Narcisei încă din noaptea groazei, de acum 2 săptămâni. Ei bine, și nu degeaba a simțit cum sufletul îi îngheață de spaimă. Războinica are motive întemeiate, pentru că se pare că nimic n-a fost întâmplător. Nici măcar felul în care a crăpat geamul de la camera Narcisei. Ei bine, vrăjitoarea Brățara aruncă bomba. Cazul acesta, care este cu un chip de magie neagră, ceva de un spirit ciudat, un spirit diavolesc. Femeia încearcă să ne demonstreze că totul ar fi un semn malefic. Acest geam care s-a întâmplat la Narcisa acasă, ăsta este un semn urât. Să-l arătăm la cam. E un semn foarte urât. Echipul diavolului care i-a venit la geam. Aici e un chip ciudat. Ar fi ca o... Uite aici, este e nasul, e gura, o barbă aici, un cioc care are, și aici ar fi fruntea care este în legătură, care ce poartă pe cap. Ăsta este chip ciudat de diavol, care, vedeți, a apărut chipul ăsta la geam și geamul se arată că e pleznit. Este o umbră unui chip ciudat. Se poate să fie, ceva trebuie să, pe bază de magie neagră. Cum credeți că e posibil ca un geam să se spargă pe baza, așa? Pe baza unor vrăși care se trimite cu magie neagră, poate să fie și ceva făcut, plătit de către o dușmancă care...